Salutare, prieteni! Suntem pe canalul lui Anca de la Strehaia și o să vă prepare o pizza. O pizza de casă. Punem... Da. Prima dată ce punem? Salamul. Da. Am făcut coca. Este salam de pizza asta? Da, salam de pizza. Da. Pune și tu măslinele, da. Taie-le. Le tai felii? Da, felii. Am înțeles. Cred că va trebui să scoatem țâmburul. Da, trebuie. Cam așa, ceva de genul ăsta. Am înțeles. Vino mai aici puțin să se vadă și ce punem pe ea. Da. Și spunem, să nu uităm să le spunem prietenilor dacă le place ce face aici, să se aboneze la canal. La canalul nostru de YouTube. Să dea un share și un like, mai ales cel mai important este să dați un like. Da. Tăiere mai mari. Da, o să încerc să te tăie mai mari. Foarte greu să scoatem țâmburile ăștia. Da. O să punem câteva și întregi, când nouă așa ne place. Câteva. Da. Mai punem? Ajung. Mai punem mai multe întregi, mai bine așa. Da, mai trebuia ciuperci, dar... Nu prea mâncăm ciuperci. Nu ne place cu ciuperci. Punem puțină brânză. Da. Asta e pizza de casă. Țigănească. Am înțeles. Povestește prietenilor cum ai făcut aluatul. Făină cu... Da. Drojdie, da. Aici punem puțin cașcaval. Cașcaval. Da. Pe cașcaval asperzătoare. Da, noi punem mai mult, că știi că nouă ne place mai mult cașcaval. Da. Asta e pizza noastră. Bun. Și punem și ketchup? Acum da. Sau după? Da, punem după. Pune acum un pic și după cine mai vrea, mai pune. Stop. Nu, și la cuptor. Da? Acum... Cam așa arată înainte de cuptor. O băgăm la cuptor aici, da. La temperatură mică. Vino cu cam la, mai aproape puțin așa. Cam la 150 de grade. Așteptăm să se facă pizza. La revedere, vă mulțumim. Acela care păi l-am acasă. Avem din el, avem acasă. Și să vă arate...